Jurnalele RTT. Știri la fix. Ele sunt gemenele de top ale promoției 2017 ale ciclului brașovean gimnazial. Mălina este una dintre cei 7 elevi care vor intra la liceul dorit cu media maximă 10. Sora ei, Bianca, urmează îndeaproape. A terminat clasele 5-8 cu media 9,97, iar la evaluare a obținut o medie foarte bună, 9,70. Cele două au fost împreună în clasă timp de 8 ani. Acum însă fiecare își dorește un alt drum, pe care ambele pot să pășească în siguranță, ținând cont de mediile foarte mari cu care au absolvit ciclul gimnazial. Mălina Cristina și Bianca Maria sunt absolvente ale școlii gimnaziale numărul 11 Ștefan Octavian Iosif. După perioada cu examene și tot felul de emoții, acum se bucură amândouă că ce a fost mai greu s-a încheiat. Mălina a terminat clasele 5-8 cu media 10 pe linie, iar la evaluarea națională a luat tot 10 curat. Sunt fericită că am scăpat cu bine de examen, m-am străduit și am reușit. Am avut destul de multe emoții. Cred că trebuie să muncim pe tot parcursul anului, nu în ultimele 2 săptămâni, să învățăm conștiincios în fiecare zi pentru examenul final, puțin câte puțin. Mai departe vrea să intre la Colegiul Național Andrei Șaguna și nu are nicio emoție că nu va fi admisă. Știe sigur că va ajunge în clasa de științe ale naturii intensiv engleză. Își dorește ca și mai departe să fie la fel de bună în ceea ce face. Sper să mă descurc acolo. Îmi doresc profilul acesta pentru că mă ajută la ce vreau să fac în continuare, medicină. Sora ei, Geamăn, învață aproape la fel de bine. A terminat clasele 5-8 cu media 9,97, iar la evaluarea națională a obținut media 9,70, așa încât media cu care va intra în liceu va fi 9,75. Sunt ușurată că s-a terminat. Am avut destul de mari emoții pentru examen. Sunt de felul meu mai emotivă și le-am stăpânit un pic mai greu, mai ales la română, dar m-am descurcat, am luat note măricele și sunt fericită că s-a terminat examenul. Fiind în aceeași clasă, în tot gimnaziul, competiția a fost între cele două și apoi cu restul colegilor. Cu toată concurența însă, fetele s-au ajutat mereu și vor continua să o facă. Cum suntem gemene, avem o altfel de relație, suntem și prietene, surori și ne ajutăm, chiar dacă e o competiție între noi, ne ajutăm mereu la bine și la greu. Competiție va exista între ele, dar într-un alt mod. Asta pentru că, în timp ce Mălina vrea să devină șagunistă, Bianca își dorește să fie eleva colegiului Dr. Ioan Meșotă. Profilul însă este același, științe ale naturii, bilingvă engleză. În acest fel, spune adolescenta, va avea timp și de marea sa pasiune, tenisul, pe care îl practică la nivel de performanță. De altfel, în cei 7 ani de când este jucătoare de tenis legitimată, a participat la mai multe competiții în țară și în Europa. Și sora sa practică tenisul, dar de plăcere. Gemenele mai trebuie acum să completeze fișele cu opțiunile pentru liceu și apoi sunt cu adevărat în vacanță până la toamnă. Administrația Națională de Meteorologie a transmis către mai multe județe din țară, printre care Brașov, Covasna și Harghita, o avertizare meteorologică de cod portocaliu privind fenomenele de ploi abundente și instabilitate atmosferică. În intervalul 3 iulie ora 10, 4 iulie ora 10, în Transilvania vor fi averse care vor avea și caracter torențial, mai ales pe parcursul zilei de luni. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificare ale vântului și izolat de grindină. În intervale scurte de timp sau prin cumulare în județele Covasna și în zona de munte a județelor Alba, Sibiu și Brașov, pe arii restrânse se vor înregistra cantități de apă de 50 până la 70 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 80-90 de litri pe metru pătrat la munte. Luca, un băiețel de numai 6 ani, riscă să fie luat cu jandarmii de lângă bunicii care l-au crescut de când era mic. Executorul judecătoresc a trecut deja pe la domiciliul bunicilor, pe care i-a amenințat că se va întoarce însoțit de forțele de ordine ca să-l ridice pe Luca. Tatăl băiatului, un cetățean moldovean care locuiește ilegal în Statele Unite, s-a interesat de fiul său doar ca să pună mâna pe despăgubirile de 90.000 de euro plătite în urma morții mamei lui Luca într-un accident rutier. Și animalele sunt mai protejate decât este protejat acest copil, spune indignat avocatul bunicilor lui Luca, cel care a depus un memoriu la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Tatăl și mama lui Luca s-au cunoscut cu mai bine de 10 ani în urmă în Statele Unite. La 2 luni de la nașterea micuțului peste ocean, mama a fost nevoită să se întoarcă cu el în România, pentru că nici ea, nici soțul ei nu dețineau niciun fel de act pentru șederea în America. Luca a venit cu mama lui când avea 2 luni. A locuit la noi. Au venit din America, pentru că ei se expirase viza.
Și a venit cu gândul că va primi altă viză și se va întoarce, logodnicul ei fiind în America, dar tot fără acte legale. Și au venit și timpul a trecut, au avut trei drumuri la București pentru a-și reînnoi, pentru a obține o viză. În timpul unui asemenea drum, de la Brașov la București, femeia și-a pierdut viața într-un accident de circulație. Tatăl, pe nume Grigori Mereacre, s-a folosit de acte false în Statele Unite, pe numele de Ioan Mereacre, și a obținut custodia fiului său în instanțele din România, după ce a aflat că poate să încaseze 90.000 de euro despăgubirea acordată pentru moartea mamei lui Luca. Nu poate ajunge însă într-un punct vamal unde documentele i-ar fi verificate și ar risca cel puțin expulzarea din Statele Unite. Așa că l-a delegat pe bunicul patern să vină să-l ia pe Luca de lângă cei doi bunici materni care l-au crescut pe micuț timp de 6 ani. Executorul judecătoresc și bunicul patern din Republica Moldova au trecut deja pe la domiciliul bunicilor din Brașov, unde i-au speriat de moarte pe bunica maternă și pe micuț refugiați la o vecină. Copilul a intrat în casă plângând, speriat și... ei au plecat și au spus că merg să vină cu jandarmi. Avocatul bunicilor lui Luca spune că moldoveanul Grigori a decis să-i pedepsească pe bunicii brașoveni și să le ia nepotul pentru că aceștia i-au cerut să nu se atingă de banii copilului până când acesta va deveni major. Vizita executorului judecătoresc l-a îngrozit pe micuțul Luca. Nu mai vreau să stau la vecina. Nu mai vrei. Dar nici la tati Gog. Dar nici la tati Gog. Executorul aștepta pe copil în fața blocului cu dorința de a-l lua ca pe un pachet. Domnilor, în anii 2000 și animalele sunt protejate mai mult decât e protejat acest copil. Avocatul Adrian Rusu a solicitat în zadar instanțelor române, care au refuzat permanent, să efectueze anchete sociale prin comisie rogatorie în localitatea unde afirmă tatăl că domiciliază în Statele Unite. Există prevederi legale în codul de procedură civilă pe care atât judecătorii cât și executorul judecătorii trebuie să le respecte. Copilul se opune plecării pentru că simte că pleacă la niște străini, într-o țară a cărei limbă nu o cunoaște, a cărei obiceiuri nu le știe, într-o țară formată din persoane pe care nu le cunoaște. Și atunci, transferul trebuie să se facă ca, în spiritul legii și în spiritul protecției copilului. Bunicii materni au depus un memoriu la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în care explică întreaga situație prin care a fost și este nevoit să treacă în continuare Luca. Cea mai dificilă întrebare este ce se va întâmpla cu micuțul dacă va ajunge în Statele Unite la un tată care, pentru americanii, nu există, deoarece folosește acte false. În aceste condiții, micuțul nu va putea beneficia nici măcar de asistență medicală în caz de nevoie. În plus, dacă autoritățile din Illinois vor descoperi că Grigori Mereacre utilizează documente false, l-ar putea trimite în țara natală sau chiar mai grav, după gratii. Ce se va întâmpla în acel moment cu Luca, un elev meritos al școlii gimnaziale numărul 27 din Brașov? Întrebări la care instanțele din România nu au răspuns. Brașovul s-a aflat luni sub cod portocaliu de instabilitate atmosferică. A plouat cât pentru câteva săptămâni, însă în oraș doar în câteva zone s-a văzut acest lucru. Deși a turnat cu găleata, sistemul de captare a apei pluviale a făcut față chiar și în zonele care dădeau până de curând mari bătăi de cap șoferilor și pietonilor. Singurele porțiuni în oraș în care apa formează încă bălți sunt în zona bulevardului Stadionului, mai ales în curba de la fosta intrare la Fartec. După lucrări care au durat luni întregi, problema inundațiilor de la Stadionul Tineretului a fost rezolvată. S-a lucrat intens de asemenea și în zona Gării, un alt loc în care se formau bălți uriașe la fiecare ploaie torențială. Aici însă, responsabilii companiei de apă mai au demontat câteva guri de scurgere de mari dimensiuni și promit că în urma acestor intervenții nu vor mai fi probleme. Responsabilii analizează și zona de la intrarea în fosta fabrică Fartec, unde vor fi executate de asemenea lucrări de amenajare. Împreună cu colegii de la compania APA am rezolvat probleme mai multe zone ale Brașovului. Au rămas încă, să spunem, câteva. Una este Fartec, alta este pasajul CFR de pe 13 decembrie. Deja la Fartec cei de la compania APA vor implementa perioada următoare o soluție și sperăm ca în câteva zile, săptămâni, să nu mai avem nicio problemă acolo. În ceea ce privește zona 13 decembrie de sub pasajul de cale ferată, reprezentanții companiei APA spun că apa va fi preluată de colectorul de apă pluvială existent în parcul Tractorul. Asta însă după ce se vor munta mai multe guri de scurgere și o conductă cu diametru mai mare.
Cetatea Râșnov va fi reabilitată cu fonduri europene. Cea mai vizitată fortificație din județ va intra de anul viitor în șantier. Primăria Râșnov a semnat contractul cu ADR Centru în valoare de 16 milioane de lei. Cu acești bani se vor consolida zidurile, se vor reconstrui turnurile de apărare și două căsuțe. De asemenea, se vor amenaja muzee, ateliere meșteșugărești și zone de spectacol, iar cetatea va găzdui diverse evenimente culturale. Contractul de finanțare a fost semnat vineri, iar autoritățile sunt acum în procedurile pentru căutarea unui proiectant. Efectiv, toată cetatea va fi renovată, toată cetatea va fi refăcută, iar tot ce s-a construit ilegal în perioada dinainte va fi dărâmat și va fi refăcut exact cum a fost ea la început. Este un beneficiu pentru noi, fiindcă efectiv toată zona aceea de Valea Cetății, liftul pe plan înclinat cu parcarea subterană și centru istoric, prin renovarea cetății, efectiv se va termina investițiile în zona aceea și lucrările, iar turiștii se vor putea bucura în liniște și în condiții foarte bune de acea zonă. Intervențiile constau în lucrări de desființare în cadrul construcțiilor ilegale ridicate în perioada 2000-2006, când cetatea s-a aflat în administrarea italianului Alberto Drera. Acesta a construit parcări peste vestigii arheologice, a distrus capelele din interiorul cetății și a excavat situl istoric în care se găsește și un cimitir medieval. În 2010, Înalta Curte de Casație și Justiție a redat definitiv cetatea în administrarea primăriei Râșnov. De atunci s-a încercat obținerea unei finanțări europene. Scăpăm de ultimele intervenții neautorizate în cetate, tot ce-i cu roșu. Este vorba de acea cârciumioară, acea terasă, restaurant, o aveți aici la punctul 1 și dacă nu vă amintiți foarte bine, uitați-o aici, aceasta este. Apoi, mai este o zonă aici, un fel de platformă cu acoperiș, era un ursuleț din lemn și această zonă o să dispară, nu avea nicio legătură cu istoria cetății. A fost o bătălie care am dus-o pentru a recupera cetatea. Ambiția noastră, atât a mea cât și a colegului meu Nicolae Pepen, a fost de a o pune cât mai bine în valoare, de a demonstra că și autoritățile publice sunt în măsură să dezvolte turismul, să restaureze. Iar acest lucru, iată că prinde contur. Odată cu primirea banilor, se vor executa lucrări de consolidare, restaurare și conservare a fundațiilor, subzidiri, reconstrucții, dar și refacerea instalațiilor și amenajări peisagistice. Vor fi restaurate absolut toate clădirile istorice, însă nu vor fi reconstituite decât două căsuțe medievale, unde avem dovezi fotografice foarte clare de la sfârșitul secolului al XIX-lea, și zona denumită Turnul Gotic, sau, mă rog, mai poetic spus, inima cetății, o zonă unde în urma descoperirilor arheologice au fost atestate piese de arhitectură istorică foarte valoroase. Acolo, oricum, acum este doar un ciot de zid, care va fi susținut și în același timp completat de reconstituirea unui turn medieval specific arhitecturii militare din țara Bârsei. După ce vor fi finalizate lucrările, cetatea Râșnov va dispune de spații în plus pentru expoziții, concerte și spectacole culturale. Proiectul ne va oferi, inclusiv cu instalații de microclimat, 6 spații în care o să expunem patrimoniul cetății, descoperit în ultimele campanii arheologice. De asemenea, o să avem o nouă zonă pentru spectacole, pentru evenimente culturale, undeva, așa ca să o localizăm, lângă fântâna cetății. Și păstrăm, asigurăm continuitatea centrului de informare, protocolul cu UNESCO rămâne valabil, chiar dacă o să închidem cetatea o perioadă. Și, iarăși foarte important, nu o să mai avem spații comerciale, 100%, vor fi câteva spații, dar condiționate de întreținerea unui atelier meșteșugăresc. Cetatea Râșnov este cea mai vizitată fortificație din Brașov. Anul trecut, peste 400.000 de vizitatori au pășit în cetatea din stațiunea turistică de interes național Râșnov. Anul acesta sunt chiar și mai mulți vizitatori față de aceeași perioadă a anului 2016. Ierarhia județeană a absolvenților claselor a 8-a a fost afișată pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean. Fiecare elev își cunoaște locul și va trebui să completeze fișa cu opțiunile pentru liceul la care dorește să studieze în continuare. Cei cu 10 pe linie nu au de ce să-și facă griji, vor intra sigur acolo unde doresc.
Din toamnă, carnet de licean vor avea și cei care au medii rușinoase, de 4, 3 sau chiar 2. Cea mai mică medie în ierarhia județeană este 1,98. Fișele de opțiuni trebuie completate până în 6 iulie de către elevi și părinții acestora, asistați de către diriginți. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean le atrag atenția elevilor să fie atenți să completeze cât mai multe opțiuni și cât mai realiste. Mediile obținute la evaluarea din acest an au fost mari, astfel că acum departajarea va fi mai dificilă pentru liceu cu prestanță, mai ales că media de la evaluarea națională contează mai mult în media de admitere. Sfatul meu ar fi ca să-și pună cât mai multe opțiuni pe fișele de înscriere, având în vedere că a crescut media pe județ anul acesta și s-ar putea ca acel 8-70, ultima medie de intrare în liceul respectiv, să fie undeva la 9 și ceva. Până în data de 7 iulie, fișele cu opțiuni vor fi verificate pentru eliminarea eventualelor greșeli. Prima etapă a repartizării la liceu se va organiza în 12 iulie. Statisticile din România în ceea ce privește bolnavii de cancer sunt înfiorătoare. Dacă numărul acestora este îngrijorător de mare, în ultimii ani stăm tot mai rău și la capitolul tratamente de care beneficiază cei care suferă de această cumplită boală. Pentru că statul român nu face toate demersurile pentru ca bolnavii să se bucure de dreptul la viață și la un tratament la nivelul acestor ani, Federația Bolnavilor de Cancer din România este decisă să acționeze statul în instanță. Dacă este nevoie, va ajunge până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 5,2% dintre români suferă de cancer, adică mai mult de unul din 20 de locuitori ai țării. 21,1% dintre noi avem o rudă de gradul 1, mamă, tată sau copil bolnav de cancer. 68% dintre români consideră că statul român nu contribuie cum trebuie la asigurarea unui tratament corespunzător pentru bolnavii de cancer. Lucrurile s-au agravat în ultimii ani, atât cât privește monitorizarea pacienților depistați cu cancer, de accesul acestora la tratamente și investigații, iar mai nou tratamentele sunt întrerupte datorită prețului dezastros a medicamentului în România, dar și a încurajării exportului paralel. Cum situația este aceeași de mai mulți ani de zile, indiferent de guvernele care s-au perindat la conducerea României, bolnavii sunt decisi să dea statul în judecată și să ajungă, dacă este nevoie, până la CEDO. Vom recurge la toate căile legale pentru a ne susține dreptul la viață, dreptul constituțional la viață și la îngrijiri de sănătate și pentru asta noi vom aborda toate formele legale și căile legale pentru a arăta că ne sunt încălcate drepturile. Plecând de la instanțele românești, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cât și Parlamentul și Comisia Europeană. Statistici oficiale din 2012 spuneau că zilnic 130 de români mor din cauza cancerului. Cezar Irimia spune că în prezent situația este și mai gravă, iar această stare de fapt nu mai poate continua. Gheorghe Zamfir, Oana Pelea, Mihai Gruia Sandu, Grigore Leșe, Chris Simion. Sunt câțiva dintre invitații celei de-a patra ediție a Festivalului Internațional de Artă de la Cristian. De duminică la Cristian vor fi 8 zile de teatru, film, carte, muzică și dans, dar și spectacole stradale și expoziții, fiecare cu invitați speciali. Organizatorii speră să aducă la Cristian de 2 ori mai mulți spectatori decât la ediția de anul trecut, când 10.000 de persoane au răspuns prezent la evenimentele de cultură găzduite în localitate. În intervalul 9-16 iulie se va desfășura Cristian International Art Festival, Cart Fest, un eveniment de proporții care însumează 80 de ore de spectacol. Vor fi recitaluri de orgă, vioară, pian și clarinet, recitaluri de poezie, proiecții de filme de artă, documentare și de animație, ateliere de creație de păpuși și spectacole dedicate în special copiilor. Adevărați artiști care pot onora acest nume al festivalului cultural vorbind. E vorba de cultură și avem nume precum Gheorghe Zamfir, Claudia Duarte din Portugalia, o mare cântăreață de fado. Avem opera comică pentru copii, un eveniment cu totul special. Avem Grigore Leșe, Teatrul Național Radu Stanca, care între Luxemburg și Almada, Portugalia, se oprește la Cristian. Florin Piersic Junior și alte nume, dar credeți-mă că și cele care nu au atât de mare notorietate sunt de văzut, sunt spectacole artistice cu totul și cu totul deosebite.
Noutățile sunt multe, dacă vorbim atât de artiști cât și de spațiile de desfășurare. Față de prima ediție a festivalului, când el era mai mult în sala mare din localitate, acum ieșim cât se poate de tare în toate locațiile din Cristian și atingem astfel piațeta, străzile din Cristian, Biserica Ortodoxă și Biserica Evanghelică și școala. Biserica Evanghelică din Cristian, cea în care anul trecut s-a ținut maratonul de poezie și scriere creativă, va fi și mai animată la această ediție. Ne-am dorit să aducem din toate cele patru secțiuni ale artelor pe care le promovăm la Cristian nume importante, dar și nume de debut. Pe partea de carte vorbim despre Florin Iaru, de Radu Vancu, de Iulian Tănase, care va ține și un workshop de scriere creativă, unde invităm pe cei care vor să vadă cum se fabrică scrisul, să vină să învețe alături de Iulian Tănase, Ana Maria Sandu, Svetlana Cârstean, Ana Barton, Andrei Crăciun și sper că n-am uitat pe nimeni. Toate aceste evenimente vor avea loc în Biserica Evanghelică și vor fi urmate de niște concerte speciale care vor avea loc în acest spațiu. Ediția a patra a Cartfest se deschide în data de 9 iulie, începând cu ora 19, când energicii de la Barbarossa Samba Group vor parcurge strada Teilor alături de invitați și spectatori. Alaiul va porni de la dealul bisericuței și va ajunge în Piațeta Cristian, acolo unde seara continuă cu Puchima, Step cu Adrian Strâmtu și concertul lui Gheorghe Zamfir, susținut alături de taraful Frații Cazanoi. Intrarea la toate evenimentele din cadrul Cartfest este gratuită. La 50 de ani, jandarmul brașovean Nicolae Brânzoi își reconfirmă titlurile în atletism. La campionatul național de atletism în aer liber Masters, desfășurat în weekend pe stadionul Iolanda Balaș din București, plutonierul ajutant șef și-a păstrat titlul național la probele de 100 și 200 de metri plat. În urma acestor rezultate, NAE, așa cum îi spun cunoscuții, și-a asigurat participarea la campionatul mondial de atletism Masters, care va avea loc în Malaga, în Spania. Este o nouă confirmare a calităților deosebite ale jandarmului brașovean pentru atletismul de performanță pe care l-a descoperit în urmă cu doar 3 ani. De atunci face spectacol la competițiile naționale și internaționale dedicate angajaților din Ministerul de Interne, la care obișnuiește să se claseze pe podium.